Billion Star Hotel este un film realizat în regia lui Alex Năstoiu și produs de Ovidiu Vasu, avându-i în rolurile principale pe Rudy Moca, Nicu Mihoc, Dan Rădulescu și Teo Marton. Este reconstituirea dramelor sufletești a trei personaje aparent ciudate, Sică, generalul Panei Țurdul și Artu Popescu, care se întâlnesc într-un moment zero, într-un tren al vieții. Profilul psihologic al acestora începe să se contureze odată cu poveștile marcante ale vieții personale pe care și le împărtășesc cu naturalețe pe parcursul călătoriei. Fiecare poveste este un de ce și totodată un ghid de supraviețuire. Aș dori să-mi cer scuze în numele companiei noastre pentru neplăcerile cauzate. Actele mașinii și ale rulotei. Nu te mira, nu fi străin, de mirosul cel mai fin. Actele, om bun, eu... Selectat și nominalizat la US Hollywood International Film Festival, Billion Star Hotel a câștigat premiul de cel mai bun film străin al festivalului din Los Angeles, Statele Unite. Totodată, filmul a mai fost premiat la încă un festival din Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Billion Star... Wow! Yes! A video, Radian Basu from Romania. I say two words in Romanian language for our people. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost aproape de noi, care ne-au susținut în acest proiect, tuturor partenerilor, celor care au avut încredere că acest film va ajunge aici la Hollywood. În curând, filmul Billion Star Hotel va fi difuzat pe postul de televiziune Hunedoara TV.